La Clubul Steaua București, gimnastica masculină nu înseamnă doar Marian Drăgulescu. În sala din incinta complexului sportiv Ghencea există zeci de copii care doresc să-i calce pe urme experimentatului sportiv. Dacă David Puicea s-a remarcat prin medaliile de aur cucerite la bară și paralele, David Ghimpu, Andrei Gherghina, Mihai și Gabriel Berteșteanu formează echipa Clubului Steaua, care în 2019 a devenit campioană națională de juniori. Îndrumați de pe margine de antrenorii Alin Jivan, Adrian Bucur și Remus Jivan, micii gimnaști din Ghencea au deja în palmares zeci de medalii, dar nu vor să se oprească aici. Toți visează ca într-o zi să asculte imnul de pe cea mai înaltă treaptă a podiumului olimpic. Cum ai ajuns la gimnastică? Eram micuț și m-a dat părinții mei la gimnastică. Am mers într-un parc pe la vârsta de 6 ani și am văzut un om de cam 14 ani, se dădea peste cap cu trotineta și noi am vrut să mergem la gimnastică să învățăm și noi să ne dăm peste cap cu trotineta și acum ne-am lăsat că e mai frumos la gimnastică. Părinții când erau mic. Ce reprezintă pentru tine să fii campion? Da, o mare bucurie. E un sacrificiu, oarecum. O bucurie. Care este idolul tău din gimnastică? Marian Drăgulescu. Ucimura. Gemini Portaneci. Marian Drăgulescu. Care e marele tău vis ca și sportiv? Să ajung campion mondial. Să devin campion mondial. Să ajungem campioni europeni. Olimpici.